mare tevatură în România în legătură cu felul în care astăzi la Hala la Minor a fost lansată candidatura lui Robert Negoiță pentru primăria sectorului 3. Un eveniment bizar. Asta ca să înțelegem cum s-au petrecut lucrurile acolo, imaginile ne ajută. În primul rând că a fost mai degrabă ca o nuntă decât ca o lansare de candidat, așa cum știm că se întâmplă în tradiția politică, chiar și românească. Al doilea element ciudat, bizar, a fost că am asistat la o lansare a candidatului pentru primăria sectorului 3, înainte să asistăm la lansarea candidaturii pentru primăria capitalei. Trei la mână îl vedeți pe doctorul Cârstoiu, candidat pentru primăria generală, ajutându-l pe Robert Negoiță, pentru că, iată-l, Robert Negoiță suferă. Avea dureri. Asta rezultă din felul în care se prezintă, din felul în care se văita. Vine după o operație de ligamente încrucișate. Și se pare că a venit de la spital mai repede decât ar fi fost cazul. De ce s-au grăbit? De ce s-a întâmplat această lansare a candidaturii? De ce atâta grabă? De ce în pripă? Toate explicațiile vor veni în această seară la Digi24, dar e foarte interesant să aflăm împreună ce se întâmpla în timp ce domnii politicieni se ocupau cu această lansare, gen nuntă la Hala la Minor. De la Moscova, special pentru România, au pornit astăzi mai multe amenințări. Una dintre ele vine chiar de la Putin și este vorba despre avioanele F-16. Este o amenințare pe care noi am mai auzit-o, dar de data asta Putin vorbește despre ea, Putin o lansează. E adevărat că avea o întâlnire cu piloții ruși, cărora le spunea că dacă avioanele F-16 pe care le vor folosi ucrainenii vor pleca de la baze aeriene din NATO, atunci respectivele baze vor fi lovite, vor fi ținte legitime pentru armata rusă. A doua amenințare vine de la Ministerul de Externe de la Moscova, într-un comunicat. Se vorbește despre activitățile NATO din Europa de Est și din regiunea Mării Negre, care pregătesc un conflict cu Moscova. În acest comunicat este nominalizată baza aeriană de la Cogălnicianu, baza militară NATO de la Cogălnicianu, că nu e doar aeriană. Se vorbește despre întărirea NATO. E o provocare. Exacerbează tensiunea militară de-a lungul granițelor Rusiei și creează amenințări la adresa securității Rusiei, motiv pentru care armata rusă va urmări în mod special ce se întâmplă la Cogălnicianu, felul în care NATO extinde această bază militară. Doar că, dacă aceste amenințări au mai fost, au mai existat, au mai fost lansate, astăzi am asistat la ceva ce nu s-a mai văzut de când a început războiul din Ucraina. Pentru că purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a făcut un comentariu de politică internă. A făcut un comentariu despre politicienii de la București. A făcut un comentariu despre cum agricultorii de la noi sunt ignorați de guvern și a conchis activități. Actualele autorități române preferă să nu contrazică Bruxelles-ul și, de fapt, acționează în detrimentul intereselor naționale. Este vorba despre interesele naționale ale României. Deci purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova știe care sunt interesele naționale ale României, știe că avem actuale autorități române care sunt pro-Uniunea Europeană și pro-NATO, dar care acționează în detrimentul intereselor naționale ale României. Doamna Zaharova mai spune ceva, care are iz de amenințare. Nu există nicio îndoială că această abordare le va juca autorităților actuale de la București, mai devreme sau mai târziu, o festă crudă. Ce i-a apucat? De ce au pus ochii pe România? De ce dintr-o dată atât de mulți vorbesc despre România? Este primul nostru subiect în această oră. În studio, Cristina Cileacu, realizator, pașaport diplomatic. Bună seara! Bună seara! Florin Negruțiu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin! Bună seara! Ion Bogdan Lefter este analist politic. Bună seara! Bună seara! Domnule profesor! Bună și Radu Albu Comănescu este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bună seara din Cluj. Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. Cristina Cileacu,
Doamna Zaharova are o grijă specială pentru agricultorii din România care ar fi fost ignorați de autoritățile de la București și, evident, toată această construcție, cum spuneam eu, cum nu s-a mai văzut și sunt curios care e comentariul tău, pleacă de la o minciună uriașă. Pentru că doamna Zaharova spune așa: în România intră alimente ucrainene care nu respectă standardele Uniunii Europene. Dintr-o dată, doamna de la Moscova este foarte în acord cu standardele Uniunii Europene și mâncarea pe care noi am luat-o din Ucraina este sub standardele Uniunii Europene. Noi nu luăm mâncare din Ucraina. Noi nu luăm alimente din Ucraina. Nici măcar cereale, doar tranzitează pe aici. În primul rând, doamna Zaharova recunoaște că Uniunea Europeană are standarde. Asta zic că e un pas bun, să începem cu o veste bună. În al doilea rând, cred că a vrut să ne facă să ne înduioșăm de câtă grijă ne poartă, că nu-i așa, mâncăm sau suntem în posibilitatea în care ce punem în farfurie și este importat din Ucraina este sub aceste standarde, doar că este neadevărat. Ucraina transportă aceste cereale prin România din cauza faptului că rușii au început un război și ca atare orice export se făcea pe vremuri din Ucraina înainte de război nu trecea neapărat prin România. Acum este obligat să treacă pe aici pentru că doar pe aici se mai poate. Cauza principală este tot Rusia. De ce toată această atenție pe România? Atenția pe baza de la Mihail Cogălnicianu, despre care știm că urmează să se dezvolte într-o perioadă de timp de aproximativ 10-20 de ani, deci acolo se construiește un oraș, nu-l face așa peste noapte. M-aș întoarce puțin în timp, în 2016, când începea la Deveselu construcția scutului actual. Rusia și respectiv Vladimir Putin, în momentul respectiv, comentau de asemenea foarte vocal că acest scut pe care americanii l-au făcut în România amenință capabilitățile nucleare la vremea respectivă ale Rusiei. Deci este ori de câte ori se întâmplă ceva în România, Rusia se simte amenințată, dar mi-a atras atenția și această mențiune cu se întâmplă lucruri la granițele noastre. Ultima oară când am verificat, noi nu aveam granițe cu rușii, nu știu ce așteptări au ei, dar noi sigur nu avem granițe cu rușii și ca atare orice se dezvoltă aici se dezvoltă pentru că România este membru NATO, iar apropo de politicile respectate de la Bruxelles, noi facem aceleași tip de politici pentru că și noi suntem la Bruxelles în calitate de membru al Uniunii Europene. Cred că doamna Zaharova în continuare nu înțelege cum funcționează politicile europene, poate și ia niște notițe, nu știu cum o să facă, dar ce spune ea nu are nicio legătură cu realitatea, are însă legătură cu folosirea în continuu a emoției, tocmai pentru a provoca un alt val de emoție și pentru a întoarce, dacă vrei, anumite idei în anumite minți care să ducă mai departe la rostogolirea unor mesaje cât se poate de false. Noi tocmai am avut în România o sperietură de securitate alimentară și mă refer la celebra tevatură a puiului colorat. Iar doamna Zaharova astăzi zice saturarea pieței din România cu produse alimentare ieftine și de calitate inferioară din Ucraina. Eu n-am găsit nimic ucrainean la raft, nu știu, poate că le și schimbă etichetele, ambalajele, nu știu. Noi nu știm ca în România să intre alimente din Ucraina. Ce a apucat-o pe doamna Zaharova de moare de grijă agricultorilor din România? Eu cred că doamna Zaharova își aranjează CV-ul, își face un plan de carieră și scrie adeziunea la partidul SOS sau la partidul AUR. Uh-huh. Pentru că eu retorica asta am auzit-o de la doamna Șoșoacă sau de la diversi lideri AUR care ne-au spus în ultimele luni de zile cam aceeași placă. Asta mă face să mă întreb dacă doamna Zaharova a citit presa din România sau este prima sursă a acestei teze. Dacă teza a pornit de la Moscova sau teza a fost o compilație din declarațiile politice ale idioților utile ai Moscovei la București. Asta una la mână. Ce a apucat-o pe doamna Zaharova? Pentru că este o încercare a Rusiei de a specula anumite nemulțumiri legitime ale populației, ale agricultorilor din România, în scopul slăbirii susținerii
societății pentru Ucraina. Uite pe cine susțineți voi, pe unii care v-au inundat piața cu produse de proastă calitate, v-au dus agricultorii la faliment, din cauza lor voi suferiți. Nu-i așa că nu este mai bine să nu le acordați sprijinul pentru că v-au adus numai belele, numai necazuri? De fapt, este foarte simplu. Asta este încercarea lor de multă vreme, a lor și a celor care le propagă mesajul în România. Acum, sigur că produsele din Ucraina nu respectă standardele Uniunii Europene. Pentru că nu sunt în Uniunea Europeană. Da. Ucrainenii, când vor fi în Uniunea Europeană, probabil vor respecta standardele. Pentru că și România, când era în afara Uniunii Europene, probabil că nu respecta toate standardele. Nici acum, când suntem în Uniune, nu suntem în multe privințe capabili să respectăm toate standardele și știm toate momentele în care Bruxelles ne arată, nu-i așa, cartonașul galben. Dar produsele contrafăcute și produsele astea care îmbolnăvesc consumatorul român, să știi că sunt produse în țări precum Turcia. Uh-huh. Sunt foarte multe produse care vin din Turcia, în special legume, fructe. Unele sunt produse în România și nu respectă standardele Uniunii Europene, pentru că, ce să vezi, și colegii noștri de la Agrojurnal au dovedit felul în care foarte multe produse pe care noi le cumpărăm de la raft, dar acum cred că am intrat într-o manipulare de asta rusească și vorbim despre puiul galben și legumele cu pesticide, când de fapt este evident ce vor să facă rușii. Deci mă opresc aici. Domnule profesor Lefter, știți cum se întâmplă la Ministerul de Externe de la Moscova când e briefingul? Doamna de cele mai multe ori citește. Nu numai că citește, dar la un moment dat ai senzația că și turuie. Adică face un oficiu. Unul citește șovăitor. S-a întâmplat pentru să prezinte în fața jurnaliștilor într-o stare nu foarte limpede. De ce spun asta? Spun asta pentru că e clar că acolo sunt cuvinte alese cu mare grijă. Este pregătite un, de alții. E un text scris, deci au avut grijă cum sunt alese cuvintele, pentru că mie mi-au sărit în ochi următoarele cuvinte. Actualele autorități române preferă să nu contrazică Bruxelles-ul și de fapt acționează în detrimentul intereselor naționale. Nu există nicio îndoială că vor suferi o farsă, adică li se vor suferi consecințele acestei abordări greșite împotriva interesului național al românilor. Mi-a și atras atenția din traducerea românească a spuselor acestei doamne, cuvântul festă. Da. Le va juca o festă. Mă întreb cum o fi în rusește, dacă există un echivalent perfect al acestui cuvânt. Miezos, așa. Cu cine vorbește doresc doamna Zaharova, domnule profesor? Că ei, presupun că nu cu agricultorii din Botoșani. Cum deja s-a spus, suntem în plin turbion propagandistic. Sau într-o chiar conjuncție de curenți de aer, tot așa, malefic, și extern dinspre Rusia și intern de pe piața noastră electorală, preelectorală. Evident, e de făcut o legătură între problema, tema alimentelor care n-ar fi în regulă pentru că ar veni din Ucraina și așa mai departe, și tema puiului colorat? Cu, da. Cine a lansat acel subiect în România? Foarte interesant. Un domn, lider al unei autorități a statului, de unde și-a dat demisia pentru că a fost numit recent candidat la primăria orașului Constanța, mare port, unde? Chiar la Marea Neagră. Marea Neagră. Din partea Partidului Aur? Din partea Partidului SOS? Nu, PSD. Din partea PSD. Uh-huh. E, PSD-ul își lansează astăzi candidatul, nici nu știi bine cât e al lor, cine cât nu e al lor. Cine pe cine s-a inspirat, domnule profesor? Cine pe cine a inspirat? Ei, nu știu dacă cineva pentru a luat... Pentru că așa cum spunea Florin Negruțiu, ne-am pus și întrebarea, ok, dar citind ce a spus doamna Zaharova, parcă îi auzim pe
Diana Șoșoacă și George Simion, care încercau să se folosească sunt... de agricultorii care ieșiseră în stradă. Sigur, dar nici ei nu sunt niște mari inventatori, inovatori de limbaj propagandistic și de tematici de manipulare. Sunt, din potrivă, niște manipulatori grosieri, aș spune, niște imitatori, niște... mimetici. E o încercare ce face Moscova? E o încercare, amenințare, aluzii, amenințări politice? Păi haideți să punem la oaltă temele, pentru că deja și din emisiunea dumneavoastră s-a văzut că pe lângă această temă a pericolului alimentar, mai vedem utilizată chiar din ce în ce mai mult și tot așa grosier tema sănătății nu numai a noastră ca populație dacă mâncăm ce mâncăm, ci și a candidaților. Doctorul Cârstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL, de fapt selectat de PSD, atenție, Horia Constantinescu PSD, Cătălin Cârstoiu PSD, prieten pare să cu Robert Negoiță, PSD-ist sau suspendat, sau nu se știe bine cum, dar susținut de, nu se știe bine ce statut are, dar este susținut de PSD, vine candidatul la primăria Capitalei, la această chermeză, noastră ați spus, ați oferit comparația cu petreceri de nuntă, am putea să ne gândim și la revelioanele pe care politicienii de categoria aceasta le-au tot cultivat în ultimii ani, exact așa, cu lume multă, în pavilionul Romexpo sau în alte hale mari, mese multe, rotunde, da, ca un fel de nunți, un fel de ciorfiele. Și îl vedem deci pe doctorul Cârstoiu, care ne-a spus la lansarea candidaturii sale că a fost grav bolnav, dar a biruit boala, însoțindu-l pe Robert Negoiță, pe care atunci doctorul Cârstoiu îl invitase la microfon și se arătase Robert Negoiță foarte sprintă, în foarte bună formă fizică, acum, taman la lansare, vine în cârje cu o față chinuită de suferință. Durere, da. Nu aș vrea să exagerăm și să nu respectăm suferința dacă ea e autentică, dar întrebările pe care deja le-ați formulat sunt perfect legitime în o asemenea situație, amân evenimentul vom de lansare. Vom reveni. Tema sănătății candidaților, tema sănătății populațiilor se împletesc în acest turbion propagandistic și manipulator. Și să dăm și concluzia de ce sunt ele teme importante. Pentru că impresionează populația. Pentru că ele sternesc frică. Și pentru că întotdeauna și în legătură cu sănătatea mea, sănătatea alimentară, sănătatea fizică, apare frica, dacă nu e cum trebuie. Și de aici suspiciunile care au fost vehiculate în ultimele zile. Domnule profesor Albu Comănescu, eu am spus că nu s-a mai văzut. Dumneavoastră, cum vi se pare ca purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova să vorbească despre actualele autorități române, despre opțiunea lor pro-europeană, dar mai ales despre interesul național al României? Doamna de la Moscova vorbește despre interesul național al României. Vă rog. Da, vă mărturisesc că mă amuzam și nu mi-am putut abține un rânjet de satisfacție să văd nemulțumirea rusească, pentru că îmi notam, în timp ce se discuta în studio, îmi notam trei idei care par să se desprindă din intervențiile de la Moscova. În primul rând, din moment ce ne-au țintit cu atâtea amenințări, înseamnă că facem ceva foarte bine. Facem bine însemnând că ne protejăm suficient de bine interesele încât Rusia să se simtă agresată. Să nu uităm, Rusia este prezentă în Marea Neagră prin ocupația teritorială a Crimeei, deci apele teritoriale ale Crimeei se învecinează cu ale noastre. Ei bine, se simt amenințați tocmai de faptul că facem ce trebuie și suntem practic capabili să răspundem presiunii pe care Moscova o pune geopolitic și evident militar asupra bazinului Mării Negre. Deci îi deranjează foarte mult, ceea ce cred că merită să ne felicităm. Mi-aduc aminte de un citat din Marta Bibescu, care se întâlnea cu Winston Churchill în 1939 și Churchill îi spunea înainte de război că fără îndoială va veni un conflict, un al doilea război mondial, așa îl și numea deja, și se simte mai tânăr cu 20 de ani. Ei, acest aspect ne interesează și pe noi. Faptul că am reușit să stârnim furia Rusiei ar trebui să ne energizeze, pentru că este exact principalul semnal că am ajuns la un... ne îndeplinim scopul. În primul rând, ca furnizor de securitate în regiune.
În al doilea rând, conținutul acestor mesaje, nici nu știu cu ce să încep, notasem aici țintă electorală, pentru că evident suntem într-o perioadă de alegeri. Ceea ce încearcă să stârnească această administrație moscovită este nu doar temerea, cât și folosirea ei în spațiul electoral românesc în lunile care va urma. Pentru că dacă acest atac va fi, sau amenințări și, mă rog, invitații la a ne atenua relațiile cu Ucraina și cu Bruxelles vor continua în lunile care vine, este foarte clar un mesaj adresat populației României. Ceea ce înseamnă că Rusia ne vizează sub impactul sau sub aspect de influență electorală. Și aici clar este un mesaj nu doar adresat partenerilor de discuție de la noi, partenerii în ghilimelele de rigoare, care este doamna Șoșoacă și sunt cei din AUR, ci și electoratului românesc, care trebuie să se reamintească, nu-i așa, problemele ridicate de prezența cerealelor, care, bun, este pură speculație și este falsă, în România, și alimentelor ucrainene. Românilor, dacă vreți alimente ucrainene, încă le mai puteți găsi micul trafic de frontieră care se efectuează de data aceasta doar de femei, că doar ele au voie să iasă cu ușurință din țară, la frontiera de nord a României, Sighetul Marmației, Maramureș, probabil Satu Mare și în Bucovina. Aici este singurul lucru în care puteți găsi murături sau ciocolată sau alimente în cantități minuscule față de ceea ce sunt sub standardele Uniunii Europene, cum zice doamna Zaharova? Sunt fără îndoială admise pe piața europeană pentru că au fost comercializate, deci sunt compatibile așa cum produsele românești erau compatibile înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană cu cele de pe piața. Deci doamna Zaharova are o problemă cu murăturile care vin în România aduse de cineva din Ucraina. Și ca să închei, vă spun sincer că m-am gândit, mulți termeni seamănă cu ceea ce, cu o parte din, sau mă rog, cu tipologia discursului lui Adrian Severin, care a avut recent o intervenție publică, în care se referea la nota de plată pe care România urmează să o efectueze atunci când Rusia va fi câștigat acest război și se va fi reconfigurat sistemul de relații internaționale. Ei, faptul că acel mesaj este și redactat într-un sens electoral pentru noi, mai degrabă îmi face să cred că sursa redactării se află undeva în interiorul țării și folosește exact același tip de argumente și frazeologie pe care l-am auzit recent în intervenția. Deschidem perspectiva imediat. Florin Negruțiu vrea da, să spună mi se ceva. Pare foarte important observația pe care a făcut-o domnul profesor și mie mi se pare că este semnificativ faptul că pentru prima oară sau este una dintre primele dăți când rușii vorbesc cu cetățenii europeni, nu cu guvernele. Până acum se răsteau la NATO, la americani, la guvernele Paris și Berlin. Exact, la guvernele statelor. Acum, faptul că Ministerul de Externe rus vorbește direct cu cetățenii, respectiv cu cetățenii unei țări NATO, reprezintă o schimbare interesantă, semnificativă de abordare. Pentru că Rusia în momentul ăsta duce un război mult mai important, după părerea mea, decât cel pe care îl duce în Ucraina. Duce un război cu Occidentul pe două fronturi. Pe de o parte, pentru a slăbi susținerea pe care Occidentul o acordă Ucrainei, financiară și militară, și pe de altă parte pentru a slăbi unitatea Occidentului. De asta toate încercările astea de a băga bățul prin gard între țările naționale, între statele naționale și Bruxelles, între statele naționale și organizațiile transnaționale, cum sunt Uniunea Europeană și NATO. Și marele avantaj al lui Vladimir Putin și dezavantaj al nostru este că 2024 este un an electoral, deci există o mare masă de manevră și un public care este frăgezit pentru a asculta Corect. Astfel de mesaje propagandistice. Corect. Și faptul că este un an electoral este dovedit de sintagma actualele autorități române. Despre asta este vorba. Deschidem perspectiva imediat, dar aș vrea să vă fac atenți la fotografia pe care o vedeți acolo în spate, Cyber Putin. Cyber Putin e o fotografie pe care a dat-o publicității Kremlinul după ce s-a întâlnit cu piloții. Odată cu întâlnirea asta au venit declarațiile, am avut parte de declarațiile cu F-16, o să le distrugem dacă pleacă din baze care se află în NATO, nu ne interesează, le vom distruge și acolo. Și nu știu ce ustensilă e asta, probabil. Night vision. Night vision, da, adică îl ajută să vadă și pe timp de noapte pe Putin.
parcă nu vedea destul până acum. Numai pe teroriștii de la teatru nu i-a văzut, nici securiștii lui nu au fost în stare să-i găsească. Spuneam că deschidem perspectiva. Veți găsi un cuvânt cheie care se cheamă interes național în discursul pe care l-a avut ieri, scurt discurs pe care l-a avut președintele Serbiei. Vă propun, ce urmează o să fie o posibilă explicație pentru salva asta de amenințări care a venit astăzi de la Moscova pentru România. Ne uităm la regiunea în care se află țara noastră și o să mergem din vecin în vecin ca să vedem care este situația. Începem cu Serbia, pentru că aseară președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat: urmează zile foarte dificile pentru Serbia. În acest moment nu mi-e ușor să vă spun ce vești am primit în ultimele 48 de ore. Sunt în joc interesele naționale ale Serbiei. Urmează să vă anunț care sunt amenințările la adresa securității noastre naționale. Mergem în Ungaria. Vă aduceți aminte, Peter Szijjártó, ministrul de externe de la Budapesta, interviu pentru TASS, agenția de presă de la Moscova, agenția de presă de stat. Într-un interviu pentru TASS, Peter Szijjártó lansa un apel către aliații din NATO să se abțină, să nu provoace, pentru că suntem pe marginea prăpastiei, urmează al treilea război mondial. La Budapesta aseară, demonstrații masive, oamenii au ieșit în stradă din cauza unui scandal de corupție, cer demiterea procurorului general, dar și demisia lui Victor Orban. Imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt din Ungaria, unde numai liniște nu e. Ce este în Ucraina știm, e război. Cât de fragilă e situația Republicii Moldova, din nou ne este cunoscut. Încheiem cu Bulgaria, unde rotativa nu a mers. Nu a mers, nu au reușit să obțină guvern, motiv pentru care se îndreaptă către alegeri anticipate. Asta înseamnă instabilitate. În ce situație ne aflăm? Cristina Ciliacu. Ne aflăm în situația în care în România se consolidează mai bine tot ce înseamnă apărare. În egală măsură ce nu se consolidează în niciuna dintre țările pe care le-ai menționat și, din păcate, nici în România, este exact răspunsul la acest război propagandistic. Pentru că ai folosit mai devreme un cuvânt care mie mi se pare esențial, cuvântul frică. În momentul în care apar aceste mesaje propagandiste, aceste tentative de a lansa tot felul de idei în rândul populației, este într-adevăr pusă bine de tot pedala de accelerație la podea. De ce? Pentru că, bineînțeles, oamenii reacționează la frică, însă toată această propagandă este inspirată și din ceea ce se creează în interiorul țării, pentru că să nu uităm, în toate aceste țări, mai puțin în Ucraina în momentul de față, Rusia are ambasade care monitorizează foarte bine presa internă, discursul tuturor politicienilor noștri și din țările din jur. Și mai mult decât atât. Deci sursele de inspirație se întretaie. Ungar, da? Al Ungariei. Al Ungariei. Ca și cum ar vorbi Putin, să lanseze un apel, abțineți-vă, către aliații lui din NATO. Este vorba despre faptul că Occidentul, NATO, Uniunea Europeană, chiar și America, care în momentul de față așteaptă încă să voteze Congresul acel ajutor uriaș pentru Ucraina, fac pași care nu dau înapoi. Continuă să meargă înainte, în ideea în care susținerea pentru Ucraina rămâne, tot ce s-a promis că se face, se face, cu o viteză mai mare sau mai mică. Într-adevăr, asistăm în toate țările europene, la nivelul Statelor Unite, la o, dacă vrei, o scădere în ceea ce privește susținerea pentru Ucraina la nivelul populației, pentru că la nivel de autorități acest lucru continuă să se întâmple inclusiv și declarativ, dar și practic. Prin urmare, faptul că nimeni nu dă înapoi, ba dimpotrivă continuă să insiste în a sprijini Ucraina, în a sprijini democrația până la urmă și a sprijini legile internaționale care spun că dacă ești stat independent trebuie să rămâi suveran și să nu intri în niciun război, deranjează Rusia și ca atare își folosește sateliții. Gândiți-vă că Bulgaria își caută guvern, Ungaria nu se simte bine, România construiește cea mai mare bază NATO
din Europa. E adevărat că va fi obținută într-un termen foarte lung, dar investiția este uriașă, 2,5 miliarde. E clar că, așa cum eu, știți cum e vorba aia, că ar vrea să ne tragă preșul de sub picioare. Asta încearcă să facă? Acum, nu e ușor de tras preșul de sub picioarele României. Să fim conștienți de faptul că România este o țară mare în regiune, înconjurată de aceste țări mult mai mici. Ele sunt verigile slabe în Uniunea Europeană și în NATO și știm asta. Ungaria, acum Slovacia, până nu demult Polonia, Polonia a inversat tendința. În Bulgaria alegerile anticipate au tot avut loc, deci aici să zicem că e un fel de instabilitate care de aproape că devine o stabilitate a instabilității, nu știu, pe modelul vechi italienesc de pildă. Societatea bulgară e destul de stabilă, se apropie de pildă de adoptarea monedei unice europene înaintea noastră, deci nu e acolo chiar situația din Ungaria sau din Serbia. Serbia nu e stat membru al Uniunii Europene, e doar stat candidat, însă știm bine care este linia politică a regimului Victor Orban în Ungaria și ministrul de externe nu face decât să reia, nici nu o face el prima dată, e una dintre vocile principale ale propagandei guvernului de la Budapesta. Președintele sârb face un joc dublu de destulă vreme. Aș remarca și faptul că acești lideri au câștigat recent sau relativ recent alegeri la mustață. Și Victor Orban a fost foarte temător că pierde puterea. Sistemul electoral din Ungaria acordă prime câștigătorilor și atunci majoritatea lui parlamentară s-a confirmat într-o formă liniștitoare pentru el. Președintele Serbiei, de asemenea, a fost pe punctul să piardă cu partidul său alegerile recent. Au fost mari manifestații de protest și acolo. Scandalul de corupție din Ungaria, cred că îl poate aminti pe cel din Slovacia, care a adus-o acum câțiva ani în urmă la putere pe președinta cea Putova liberală. Cât de liniștitori pentru noi este să știm că în Ungaria politicienii, actuala putere, cum spune doamna Zaharova, de la Budapesta, cântă după partitura Moscovei, sârbii sunt aliații Moscovei, bulgarii nu se simt bine nici ei, după aia, dacă ne uităm în est și în nord, avem război. Asta este întrebarea. Da, trebuie să fim preocupați, atenți la ce se întâmplă. E interesant să observăm și că poziții politice și etice corecte avem la nord și la est, adică la granițele României, care au fost până nu demult granițe cu Uniunea Sovietică. Despre această unde situație. Sunt Ucraina și Republica Moldova, teritorii după care vor să pauză. Se smulgă. Rămâneți cu noi. Despre situația României după un val de amenințări din partea Kremlinului, despre situația României într-o regiune care pare să fie bifată țară cu țară de Rusia, cu excepția notabilă a Ucrainei și evident a Republicii Moldova, dar unde știți bine există provocări rusești la tot pasul, dar și despre o decizie, un ucaz al Consiliului Bisericii Ortodoxe Ruse, Consiliului Kiril, îi se spune acestui Consiliu, a dat astăzi un ucaz, un ordin, care spune că războiul Rusiei din Ucraina este un război sfânt, care apără lumea creștină de Occidentul satanist. La un moment dat, documentul vorbește inclusiv despre o uniune în credință între creștini și musulmani, asta a ridicat multe sprâncene, dar despre România, despre situația României, Florin Negruțiu. Așa, într-o regiune suntem ca împresurați de prietenii Rusiei, Florin Negruțiu. Dacă te uiți pe hartă, cum era aia, o insulă, o de oază de latinitate într-o mare slavă. Ai spune că suntem o insulă de stabilitate într-o mare instabilă. Însă lucrurile astea pe mine mă îngrijorează ceva mai puțin în momentul de față, care este situația la în Serbia sau în Ungaria sau chiar în Bulgaria, pe mine cred că sau pe noi ar trebui să ne intereseze să nu ne tragem noi preșul de sub picioare, pentru că suntem singurii care putem să facem o drăguță de treabă în folosul Rusiei.
De pildă, eu cred că o țară sănătoasă este o țară cu o democrație funcțională, nu o țară care face majorități care amintesc de partidul unic. Mai important decât ce se întâmplă în Ungaria, cred că este ce se întâmplă în Statele Unite pentru stabilitatea României și pentru stabilitatea acestei regiuni. Deci eu mă uit cu mare îngrijorare, atenție și îngrijorare la ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că în funcție de alegerile pe care le vor face americanii anul acesta, putem avea un răspuns referitor la cât va ține războiul, ce se va întâmpla în următoarele, în următorii 2 ani în această regiune și cât interes va fi, cât va rezista această parte a Europei în fața unei noi ofensive rusești, pentru că ea va veni mai devreme sau mai târziu, cu Putin sau fără Putin, o agresiune a Rusiei împotriva Occidentului, va veni. Or, e important în momentul ăsta nu ce facem, ce nu facem. Pentru că Rusia este încurajată atunci când nu faci, nu când faci ceva. Toate țipetele, vaietele, amenințările Rusiei vin la acțiuni ale Occidentului. Atunci când nu faci nimic, când ești pacifist și flower trec power, la acțiune. Atunci trec la acțiune. Rușii trec la acțiune. Deci, atunci când țipă Rusia mai tare și amenință e și bine. Șantajează nuclear, este bine. Pentru că înseamnă că nu poate să acționeze. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog. Da, mă gândeam la efectele pe care pot să le aibă aceste vecinătăți foarte filoruse și totodată foarte volatile, pentru că până la urmă și Bulgaria, problemele ei se traduc și într-o opțiune de politică externă în funcție de partidul care ajunge la putere cu o majoritate confortabilă, dând o anumită direcție politicii externe. Ungaria, știm bine, bun, ceea ce vedem săptămâna trecută, eram acolo, de pildă, nu părea să existe nimic exploziv în societate, decât, evident, o serie de panouri publicitare care ținteau foarte direct scandalul de pedofilie și, evident, în modul ironic, scandalul de pedofilie care zguduise scena politică maghiară. Dar ce se poate întâmpla în Serbia, care este un aliat mult mai, cum să spun, mai subtil în sensul în care e mai puțin observat decât Ungaria, nefiind în cadrul structurilor europene, este într-adevăr să declanșeze un conflict în Kosovo, care ar duce la recentrarea atenției NATO, care și-a asumat o parte din obligațiile de protecție a Kosovo-lui, aceste resurse și atenția să fie centrate deci pe o regiune care, evident, distrage de la Ucraina, cel puțin într-o oarecare măsură. Este suficient pentru ca și propaganda rusă, dar și o serie de vectori de influență rusești din Balcani să fie activați, pentru că mai urmează Bosnia-Herțegovina, unde știm bine Republica Srpska nu se simte bine în sistemul confederal al Bosniei-Herțegovina. Deci avem potențiale conflicte care se extind la frontiera noastră până la urmă. Noi suntem prinși în această zonă și cu NATO distras mai mult decât ar fi cazul. Deci nu ar zgudui mult peisajul, dar ar fi încă un cui în coastă și cu siguranță este unul căruia noi ducem lipsa. Pentru NATO, Rusia este ca o organizație teroristă. Va merge dincolo de Ucraina, dacă poate. Apropo de ce spunea mai devreme Florin Negruțiu, este declarația lui Rob Bauer, amiralul Rob Bauer, șeful militar al NATO. Va merge dincolo de Ucraina, dacă poate. Din nou se trag toate semnalele de alarmă, dacă au mai rămas, dacă a mai rămas vreunul netras în legătură cu ajutorul militar de care Ucraina are nevoie și care în continuare întârzie. Aici ce se poate schimba? Nimic odată, poate doar odată cu alegerile. Se pot schimba lucruri în sensul în care poate în cele din urmă vine acel ajutor militar, însă nu sunt neapărat de acord cu ce spunea Florin mai devreme legat de ce se va întâmpla în America. Indiferent de cine va câștiga alegerile și indiferent de ce auzim în momentul de față, să nu uităm că și acolo este campanie electorală. Bineînțeles că tot ce se spune în Statele Unite în momentul de față este interpretat de toată lumea. E firesc să ne uităm cu îngrijorare.
ajuta militar Ucraina? Nu știu dacă Trump ar ajuta militar Ucraina, dar Trump cu siguranță nu va ieși din NATO, cel puțin nu dacă NATO face și anumite lucruri pe care și le dorește el. Nu cred că i-a luat cineva mințile definitiv și irevocabil. Încă o dată, președintele SUA are și un sistem. Vorbeam înainte să intrăm în emisiune despre cât de dezechilibrat este acest sistem, în sensul în care nimeni sau foarte greu reușești să transformi America într-o dictatură. E foarte complicat să pui în practică chiar tot ceea ce spui în momentul de față în Statele Unite. Bineînțeles că vor fi niște schimbări uriașe dacă vine Donald Trump la putere, însă cred că și Occidentul este un pic mai mare decât doar Statele Unite și ar trebui să își arate această forță, nu doar Statele Unite, există și restul țărilor europene și există chiar și România, care dacă s-ar forța puțin, ar putea să arate că există pe hartă. Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea veni până la alegeri? Că Trump blochează Congresul. Asta se discută în continuare. Nu este luată o decizie, deci încă se dezbate. Nu este trasă o concluzie. Nu a spus nimeni nu definitiv și da definitiv. Sunt lucruri care sunt în derulare. Și sunt și lucruri care sunt în derulare venind din urmă, de la decizii de susținere a Ucrainei care au fost luate mai de mult sau care nu țin strict de acest moment de blocaj din Congresul American. De pildă, vin avioanele F-16 în România că le vor avea la mijlocul verii. Statele Unite, Casa Albă, lucrat pentru ca spre Ucraina să meargă armament, echipamente militare dinspre Japonia. Uh-huh. E da. Alt moment și subiect de tensiune și de iritare a Moscovei. Deci sunt și alte modalități de a susține efectiv, concret, militar, cu armament și cu muniție Ucraina, decât prin deblocarea doar a ajutorului Congresului American. Sigur, ar fi bine să se întâmple, nu e bine că nu se întâmplă mai rapid, dar trebuie să ținem cont de mulți parametri. Situația e foarte complicată și, într-adevăr, și președintele Statelor Unite, evident că e un lider al Federației Nord-Americane și al lumii foarte important, dar în același timp sistemul Statelor Unite e un sistem complex de checks and balances, de monitorizări reciproce și nu poate fi apropo dat peste de F-16, cap așa de ușor. Mă întorc la Putin, care zice sau așa. Nu poate fi deloc dat peste. Dacă livrează F-16, pentru că vorbesc despre asta ca și cum ar antrena piloți, nu foarte coerent, dar exact asta a spus Putin, dacă livrează F-16, pentru că vorbesc despre asta, ca și cum ar antrena piloți, atunci vom distruge toate F-16, spune Putin. Noi știm că s-au mai lăudat că distrug. Până una alta ei și-au distrus astăzi în propriu avion, da? Despre asta este vorba. De fiecare dată când Rusia trece la genul ăsta de amenințări, ceva rău se întâmplă în Ucraina pentru ei. Uite, Trump nu trebuie să scoată America din NATO. Este suficient ca Trump să îi acorde lui Putin timp. Ce vrea Putin în momentul ăsta? Să se refacă. Vrea să se refacă. Deci are nevoie de timp. Are nevoie de un armistițiu în 2025, nu de un acord de pace. El are nevoie de teritoriile pe care le-a luat cu japca, eventual de o extindere a cuceririlor teritoriale până când se termină alegerile în Statele Unite, după care are nevoie de un armistițiu. O perioadă de 5-7 ani în care Rusia să se refacă militar, tehnologic și uman pentru următoarea ofensivă. De asta spun că ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Statele Unite este mult mai important pentru România decât ceea ce se întâmplă în jurul României. Pentru că ce se întâmplă în Ungaria poate să influențeze într-o mică sau medie măsură ceea ce se întâmplă în regiune, însă ceea ce se va întâmpla în Statele Unite va influența decisiv ce se întâmplă în această parte. Știți că Putin e agorafob, nu-i place să iasă în public, se teme, în continuare se teme de tot felul de lucruri, nu știm dacă încă se mai teme de COVID, știam că o făcea când a început războiul. Și domnule profesor Albu Comănescu, Putin brusc iese și se întâlnește cu piloții, amenință în legătură cu F-16 și se mai trezește și Kiril să dea un ucaz. Are vreo legătură cu atentatul de la teatru? Faptul că acum brusc sunt într-o efervescență de a vorbi despre altceva?
Pe de o parte, da, pe de altă parte încearcă tocmai să conecteze realitățile, apropo de colaborarea între creștini și musulmani, realități pe care realitatea, de fapt, le contrazice. Asta înseamnă narațiunea oferită în acest moment de Kremlin și care trebuie să corespundă unei alianțe de reînnoire a sistemului de relații internaționale între cel care contestă Moscova, Beijing și spațiul musulman, printre alții, trebuie țesute niște poduri. Este exact motivul pentru care vedem toată propaganda rusă încercând să arunce vina atentatului pe Occident și, evident, nu pe radicalizarea câtorva musulmani, care, de altfel, era un lucru cunoscut din octombrie anul trecut, când Statele Unite anunțaseră pentru prima oară, chiar 7 octombrie, interesantă dată, anunțaseră Moscova de pregătirea acestui atac. Războiul Sfânt este la fel o formulă care, în mod normal, ar trebui să trezească o anumită familiaritate în gândurile extremiștilor musulmani, jihadul, practic, dar iată-l direcționat către Occident. Deci este un soi de captație, o benevolenție pe care o practică în acest moment Occidentul, Vladimir Putin împotriva Occidentului, cu un Vladimir Putin care... Bun, acum o să ne amuzăm un pic, dar alții speculau că n-ar mai fi el. Din nou a apărut aceeași teză cu o săptămână. Unul din foștii oameni apropiați ai Kremlinului s-a gândit să dea un nou articol să ne spună că, de fapt, ceea ce vedem este o sosie și nu este în realitate Vladimir Putin. Este vorba despre un fost scriitor de discursuri pentru Putin, care a mai făcut declarații și care spunea acum 2 zile că Putin e la frigider. E la frigider, exact. Bun, lăsând deoparte ficțiunea, le place rușilor să delireze un pic, ceea ce contează este constantul flux de mesaje care vine din zona Kremlinului, indiferent de cine s-ar afla acolo, în frigider sau nu. Dar faptul că președinția încearcă să capteze în acest moment energia narrativă înseamnă că, da, încearcă să adune înapoi o solidaritate care o consideră pierdută după atentat. 2 informații despre ce urmează. În primul rând, această bizară lansare de candidat s-a întâmplat în București, Halala Minor, lansarea candidaturii lui Robert Negoiță pentru primăria sectorului 3. Este prima lansare a unei candidaturi în capitală pentru PNL-PSD, pentru PSD-PNL, și nu este lansarea candidaturii lui Cătălin Cârstoiu. Intrăm în detalii imediat. Și tot imediat i-a zburat porumbelul ministrului Agriculturii, pentru că în județul Arad, fiind în vizită, a spus că subvențiile agricole pentru stuful din Delta au fost plătite. De ce e un porumbel? Pentru că din cauza investigației parchetului european, plățile erau oprite. Nu, au fost făcute. 5 milioane de euro. Revenim cu detalii. Rămâneți cu noi.